glumă. Drăguț. Da, asta aș zice și eu. Doar drăguț, nu wow. Lipsesc câteva elemente. Câteva? Simple. Așa e că sunt foarte simple. Da. Câteva, mie mi se pare că lipsesc vreo 30. La fiecare masă. Cam da. Da. Aici ne-ar fi plăcut să mai fie ceva. Ceva ce? O plăcuță care să fie numerotată masa. Uh-huh. O plăcuță de film. Rez ne-ar place cum e așezate, adică alb cu negru. Uh-huh. Ne plac culorile. Hai, apropiați-vă! Și decorul cu florile este destul de drăguț. Lumânările roșii ne plac. Și vă place fața asta de masă neagră? Nu. Am fi vrut una albă și să aibă pe mijloc puțin negru. Adică eu știu că pentru voi este important să aveți tema asta cu filmele vechi, da? Eu am întrebat-o și pe mama care a făcut acest aranjament. Adică ce film este? Ce? Păsările lui Hitchcock? Adam's Family? Care? Nu. Noi ne-am fi dorit filmul să fie mai de epocă, mai vechi. Uh-huh. În anii 80. Păi asta apare așa, kitsch anii 80. Da. Nu se pare? Da. Kitsch anii 80. Auci, aici a durut. Poate nu visau chiar la o nuntă kitsch. Ok, eu de epocă m-am gândit că vreți așa, anii 20, dar vreați anii 80, pe atunci trebuia să faceți temă muzica anilor 80. Madonna, Modern Talking, Berlin, Cindy Lauper, cum o chema? Cred că da. Așa, aici ce aveți de zis? Aici mai trebuia ceva la scaune. Uh-huh. Ce? Că pe mine mă dor ochii de la aranjamentul o ăsta. O fundiță, deja. Ceva, să... Uh-huh. Facă un contrast. Da, pe... Iar pe masă... Pe masă, multe dacă lucruri. Mă... Exact, mai trebuiau șervețele, diferite tipuri de pahare, inele la șervețele, masă numerotată, vorba ta, decorațiuni mai multe. Da. Nu știu, mi se pare... Și pahare mai multe. Și o altă culoare la flori, adică să nu fie culoare? Tot mov. O culoare mai deschisă, un crem, să fie cum florile mov. De ce? Că mov cu mov se asortează. Dezamăgirea se citește pe chipurile tuturor. În funcție de aceste două aranjamente, trebuie să luați decizia. Unul dintre ele, oricare ar fi, va desemna mama câștigătoare. Să sperăm că femeia, totuși, până la nuntă, se gândește să mai adauge lucruri pe masă. Ar trebui, da. Știi? Să nu fie atât de... Simplu. Băi, cam foarte seci. Simplu. Da. Seci, grav seci. Foarte. Știi? Ne place mult modelul așa, cum ar fi aici, dar mai multe lucruri. Lucruri să fie, da. Băi, chiar aș vrea să vă zic că o să fie bine, dar nu știu dacă o să fie bine, pentru că sunt super dezamăgită și eu de ce s-a întâmplat și de ce au făcut mamele. Mi se par dezinteresate și nu înțeleg de ce, pentru că totuși sunt mamele voastre. Da, și mi se pare că totul a luat-o prea în joacă și nu prea au făcut treabă bună. Cam da, și chiar cumva vreau să vă gândiți foarte bine, pentru că aranjamentul pe care îl alegeți va fi totuși aranjamentul care va fi la nunta voastră. Da, eu sincer aș mai avea foarte multe de schimbat, adică nu, chiar nu îmi doresc să arate așa. Eu te cred că ai foarte multe lucruri de schimbat, dar din păcate nu se poate întâmpla asta, știi? Deci trebuie să alegi unul și cu mama aia să mergi înainte. Dar vă spun foarte sincer, dacă au dat dovadă de lipsă de interes acum, la început, adică... Da, nici nu vreau să mă gândesc ce va urma. Sincer, cred că... nici eu. Chiar nici eu. Foarte rău. Dar este prima oară când două mame acționează efectiv așa, cumva, din poanie, înțelegi? Într-o manieră superficială, adică... Și fără prea mare diferență. Nu le interesează dacă iese sau nu iese. Dezinteresul mamelor i-a șocat pe tinerii miri. Pur și simplu nu-și pot crede ochii lor. Da. Așa că vreau să vă gândiți foarte bine dacă realmente vreți să vă faceți nunta în condițiile astea. Da, nu așa. Și dacă realmente chiar vreți să lăsați nunta voastră, cel mai important moment din relația voastră de până acum, în mâinile mamelor, adică
sau a uneia dintre ele, până la urmă, nu știu, mi se pare că amândouă n-au făcut. Da, noi, nici, sincer, am avut mai multă încredere că vor face treabă bună, dar se pare că nu ne-au ajutat prea mult. Că nu v-au ajutat prea mult. Mie mi se pare că vă sabotează cumva, pentru că, băi, hai să fim serioși, adică genul ăsta de aranjamente chiar cred că le poate face un copil de 12 ani. Și mai bine se poate. Știi? Ar fi trebuit să se gândească mult mai bine înainte să le așeze așa și să adauge mai multe detalii, să fie mai atente. Nu se poate așa. Poate mamele nu sunt de acord cu nunta? Poate undeva în inconștient vor să le transmită acest mesaj copiilor? Da, complet de acord. Păi, dacă vreți, eu vă las să mai gândiți 2, 3, 5 minute. General, nu prea mai fac asta. Dar fiind o situație realmente mai mult decât neplăcută, pentru voi, vă spun sincer, da, vă las să mai gândiți 5 minute și dar vedeți. Dar se mai pot adăuga elemente? Păi, sau... Nu prea, deci... adică pot să mai... Da, la o adică, dacă ea decide în această zi, care o mai are până la nuntă, să adauge niște elemente, ok, să adauge niște elemente. Da, ar trebui clar, nu, eu sunt nemulțumită. Nu. Dar mi se pare că niciuna dintre cele două mese nu urmărește tema pe care ați spus-o, știi? Da. Ok, mai gândiți-vă... Da. Din punctul meu de vedere, chiar s-o varză, amândouă, fără glumă. Știu că suntem la televizor. Eu mă bucur măcar că a ținut cont de alb și negru, culorile care ni le dorim noi. A ținut cont de alb și negru, ok. Dar lipsesc foarte multe pe lângă alb și negru, deci... Da. Eu, repet, știu că suntem la televizor, dar pe bune, luați decizia asta pentru voi. Florile trebuia albe. Pentru că realmente nu-i de glumă. Da, cred că vă mai trebuia multe lucruri, numai foarte multe, da. Ok, mai gândiți-vă, vă las 5 minute. Masa asta mi se pare că nu se potrivește absolut deloc cu ce ne dorim noi. Fața de masă? Da, fața de masă ar putea fi o variantă, dar florile și culoarea mov, niciun caz. Niciun caz. Nu. Scaunele. Pe lângă detalii, da, și la scaune ar fi trebuit să mai pună ceva, dar... Trebuie. Cred că cealaltă masă s-ar putea apropia de ceea ce am vrut noi, excluzând câteva lucruri și adăugând altele. Haideți să mergem să vedem. Da, deci fundele acestea nu, niciun caz. Sunt foarte micuțe și aproape că nu se observă. Fața de masă trebuie să fie neapărat albă. Da, niciun caz neagră. Lumânările o să rămână. Coronița cu flori care este acolo nu are nicio treabă. Trebuie neapărat să avem plăcuța cu masa numerotată. Florile. Culorile la flori. Deasupra. Albe. Da, ar putea fi. Albe. Dar ar fi mers mai bine crem sau alb. De scos penele din farfurie și de umplut niște perne cu ele. Cred că... Inele. Da, inelele trebuie să adăugate. Șervețelele. În două culori. Tacâmuri. Două, mai trei rânduri, trei. De fiecare fel. Într-o și tacâmuri. Prea multe. Îți plac fulgii aceștia? Fulgii, da. Ar putea, dar nu și petalele de flori. Nu au nicio treabă. Și pietricelele? Sunt frumoase. Deci rămân și pietricele. În rest, nu știu ce să mai adăugăm la ea. Petalele de flori, niciun caz, nu. Tu vrei fulgii? Nu, neapărat. Dar eu cred că merg cu pietricelele. Ar fi o variantă să le punem împreună. Ar da mai bine. Fulgii într-o pernă și pietricelele pe marginea râului. Și florile... Și fața de masă tu neapărat să fie schimbată, că nu ne place. Da, alb. Albă, iar culoarea de la flori, portocaliu. Nu, niciun caz. Alb cu negru și să fie crem. Și... Crem? Da. Trebuie neapărat crem. Și la scaune trebuie neapărat schimbat. Nu putem să lăsăm așa. Scaun. Nu au niciun aspect. Ba, au un aspect mai degrabă mortuar, cu dungulița neagră pe centru. Putem să lăsăm culoarea la flori așa.
trebuie să avem o pată de culoare, până la urmă nu poate să fie totul alb și negru, și cu lumânările care sunt roșii s-ar potrivi. Da, da, să asortăm și scaunele cu numărul de la masă. Nu cred că ar merge. De la film. Că plăcuța? Plăcuța să fie asortată cu măcar scaunele. Da. Ar putea fi o variantă, dar nu cred că e cea mai bună. Ar trebui... Îți place suportul pe care este pus aranjamentul? Da, e frumos suportul. Mie unul îmi place, dar depinde de tine. Mie nu prea îmi place, nu sunt așa încântată. Trebuie foarte mult la ea, la masă. Da. Lipsesc multe lucruri și... Dar nu am cum să rămân așa cu mesele, cu mesele și... Cu mesele, nu. Nici eu nu. Trebuie să facem ceva. Trebuie să o rezolvăm cu mamele, neapărat. Da. Sperăm să... Vrei să rămână câteva detalii și altele să dispară? Câteva detalii, da. Dar ce ar fi să... Cum ai zis, da, cu fulgi și nu, cu... Da, nu știu, chiar eu nu sunt încântată deloc. Eu cred că nu o să aleg nicio masă, nu se poate. Chiar nu se poate, nu, mi se pare prea mult. Adică din două mese să nu fie în stare să aleagă una, deja e groaznic. Oare această nuntă va mai avea loc? Nu se poate. La nunta mea să lipsească atâtea lucruri de pe masă, să... Nu, nu, eu nu accept. Trebuie să facem ceva, da, că așa nu se poate. N-avem și pahare de băutură, de whisky, de palincă, nimic. Nu, eu nu accept. Poate ție îți plac câteva lucruri, dar eu chiar nu accept absolut deloc situația și nici ce s-a întâmplat la mese, ce și nu alegem nicio masă pe aia. Nu, eu nu vreau. Nu vreau absolut deloc. Nu știu ce mamă a făcut, care cum a făcut masa, dar amândouă au fost un dezastru, un eșec total. Deci mi se pare că ele chiar nu au habar de nimic. Hai că asta vă uitați după mine de n-ai văzut. Deci nu vreau, nu vrei, nu vrei, nu vrei, nu ce? Am înțeles că e un nu. Care-i nu? Da, de la mine clar este. Nu, eu nu accept nicio masă. Mi se pare că nu se apropie atât de mult pe cât ne doream noi și lipsesc foarte multe lucruri. Nu.